Bine v-am regăsit! Oarecum pe ceață îndrăznesc să intuiesc, după cum am văzut că au demarat mai toate zilele din săptămâna pe care o încheiem. E pe undeva felul naturii de a se asorta cu tot ceea ce ne înconjoară, începând cu deja vestitul cuplu Dăncilă-Cuc și terminând cu actuala campanie electorală care a ajuns, iată, la faza pe tricou. Marele nostru noroc vine din popor, mai exact din handbalul brăilean pentru junioare 3. După cum veți constata, cu evlavie sper, imediat. Sunt Andy Moisescu. Începe inevitabil o nouă emisiune Apropo TV. S-a petrecut recent la sala polivalentă din Brăila. Dar presupun că nu toți telespectatorii noștri au urmărit teribila încleștare din cadrul campionatului de junioare 3 la handbal dintre AHC Olimpia și HC Dunărea. Dar cronica e de zile mari. Permiteți-mi să apelez așadar la site-ul infobrăila.ro, unde a fost publicată cea mai creștină cronică sportivă din ultimii, zic și eu, 70 de ani. Citez. AHC Olimpia Brăila, o echipă micuță și creștină din Brăila, s-a bătut cu conglomeratul musulman al HC Dunărea Brăila, care se adăpa din banii din Coran. A fost o luptă ca între cruciați, dar victoria a aparținut până la urmă echipei conduse de Dumnezeu, în detrimentul Coranului, sponsor al unei echipe vândute de autorități unui șeic. Am încheiat citatul. Cum spuneam, e o simplă cronică de meci, dar simt că ar putea exista cel puțin un arhiepiscop capabil să binecuvânteze cu o găleată de mir redacția publicației Info Brăila, urcându-se pe acoperișul ei. Este extraordinar, am râs în continuu. Mica echipă creștină a tăvălit conglomeratul musulman. Este știrea mea preferată din ultima vreme. Finalul este apoteotic, mi se pare extraordinar. În sfârșit un meci între creștini. Două echipe creștine. Bă, problema e următoarea. Am stat și am discutat îndelung, atât în cadrul formației Gojira și Planetage, cât și în cadrul grupului de prieteni, cercului de prieteni restrâns creștin, țin să menționez. Bă, dar dacă e așa? Adică? Dacă există un element de opresiune musulmană în Brăila, râdem. Dacă ăsta e un profet neînțeles, ăsta care a scris. Trecând peste... Bă, eu intuiesc că e totuși un jurnalist care a scăpat pe la București, adică a lucrat el așa, s-a retras în solitudine, în sihăstrie, cum fac toți creștinii de altfel, în mitocul lui acolo, în Brăila, și de acolo a observat el opresiunea musulmană. Deci noi, ca și creștini, l-am aruncat în luptă pe Dumnezeu. Practic, nu e ca și cum nu s-ar fi văzut lupte între cruciați și la sporturi mai mari. Nu, n-am întâlnit, sau bine, nu știu acum dacă sunt musulman, dar noi aveam meciurile în jur de 5 după masa, n-am văzut pe niciunul covoraș să oprească din atac, să scoată covorașul, preșul, să înceapă, știu că pe la 5 se roagă, nu știu. Mie mi se pare foarte bună observația legată de echilibru matrimonial al jucătoarei din Zalău. Mai precis, o jucătoare de la senioare, care venise să le susțină pe alea mici. Citesc din nou. Ca de obicei, iconica jucătoare a Brăilei, deloc din Zalău, Alina Ceci, divorțată, a purtat ghinion echipei pe care a sprijinit-o. Ea a apărut la joc însoțită de al nu știu câtelea iubit aciuat pe malul mâlos al Dunării, dar fără burcă. Deci, e bine să știm de unde li se trage înfrângerea hambaristelor de la HC Dunărea Brăila, în afară de un șeic și cele două milenii și ceva de creștință. Pentru că astea divorțate sunt diavol, mă. Eu nici nu înțeleg cum ar putea să divorțeze așa, adică pe bune și imediat. Dumnezeu a văzut că aia e divorțată, marș, gata, toată echipa. Și s-a dus. Păi pierdu meciul, de ce mai intrăm? Trebuie să intrăm, că trebuie să găsim o strategie. Bă, e divorțată, bă, ești prost. Și până la urmă am intrat, dar n-au putut să uite în ochii ei. Că nu te poți uita în ochii unei divorțate, pentru că îi vezi trauma. Pentru că el stă acolo sus și asta se uită, la divorțate, la astea care umblă în pantaloni. Și plus că la Zalău acolo el e mult mai atent. Și el are tot timpul, are un Excel care se updatează, știi? Și alea care divorțează, că doar ele divorțează, știi? Ei nu divorțează, doar ele. Și astea care divorțează, li se întâmplă numai nefăcute de astea. Pierd meciurile, se duc și citesc Coranul, știi? Da, frumoasă cronica. Frumoasă. Bine le învinge, cum ar veni. Dom'le, o viață de familie sănătoasă înseamnă randament pe terenul de handbal. Sper că ați observat cât de mult investesc unii primari în spațiile verzi din capitală. Ca atare, faptul că trăim într-unul dintre cele mai poluate orașe din Europa nu poate fi explicat decât prin investițiile noastre în mașini.
Adică cine ar putea fi de vină în afară de noi, cetățenii? Ce vorbim? Băncuțele, bordurile, că dacă vă uitați, cel puțin prin sectorul 4 sau prin sectorul 5, pe la marile intersecții sunt ziduri de bănci cu fața către trafic. Păi să vezi ce frumos e trafic. Și să nu stai în picioare. Adică să inhalezi totul de pe stradă, stând jos. Parcă sute de oameni, simultan, stăteau în picioare să privească traficul. E, primăria le-a dat băncuțe. Și eu cred că de fapt ei s-au mai gândit și la altceva. Stând cu nasul în țeava de eșapament, nu-ți mai trebuie iarbă. Nu-ți mai trebuie. Nu-ți mai trebuie proteste. Păi ce să mai... La un moment dat, ia de cap și uiți. După cum ați putut sesiza în ultimele luni, un lucru e cert. Situația financiară a primăriei București nu a fost niciodată în istoria ei atât de gravă ca acum. Practic, de la începutul lunii iunie, capitala e în faliment. Iar în aceste condiții, compania municipală Parking S.A. vrea să cumpere 300 de camere video de supraveghere pentru parcări la 1700 de euro bucată. Un software pentru parcări estimat la 3,1 milioane de euro și 300 de parcometre la un preț de 15.000 de euro per bucată. Cifre la care nu știi exact cum să reacționezi pe partea economică. Altfel, pe partea culturală, tocmai am găsit un titlu de film care ilustrează perfect situația. Cu primăria la psihiatru. 15.000 de euro, cu 15.000 de euro, nu mă pricep, dar cu 15.000 de euro ți iau mașină. Dacă îmi cumpăr ceva, nu știu, un iaurt, să zicem, fac și eu, mă gândesc, măi, care e plaja de iaurturi? Cum, nu-l cumperi pe cel mai scump? 15.000 de euro ție chiar două mașini, adică, bă, ce fi în parcometrile alea, bă, nene? Bă, dar chiar deslegate la computer, să zicem că toate sunt legate la un computer de ăsta, gen Google, la un computer cuantic. Chiar dacă acele parcometre sunt dumnezeele parcometrelor, top, top, Ferrari parcometrelor, chiar și așa, când tu ești primăria capitalei și ai aceste datorii, și toate celelalte probleme. Păi, te uit, ok, eu îmi permit Ferrari? Nu-mi permit Ferrari. Păi, și fac poate 15.000 de euro, mă, ne fac curat în oraș. Cumpărăm la suprapreț, nu de oriunde, de la noi. Ne întoarcem la neamuri. Cumpărăm de la noi sau indirect, de la mama, că mama sunt eu. Și asta e ideea, de unde le cumpărăm, nu? De ce le cumpărăm noi, de fapt, atât de scump? Că le cumpărăm de la cei care trebuie să câștige niște bani din această poveste. Practic, ne-am lămurit deja din presa internațională că un astfel de parcometru costă la Berlin, de exemplu, de vreo 3 ori mai puțin decât la București. Deci nu 15.000 de euro, ci maximum 5.000. Dar na, la ce te poți aștepta în administrația locală de la zgârciții aia de nemți? Aici, nu știu, lumea care se uită la noi nu trăiește toată în București. Trebuie să vă dați seama că a ajuns foarte greu aici să trăiești în acest oraș, indiferent de ce mijloc de transport ai folosit. Adică, indiferent că te sui în autobuz, în taxi sau în mașină, e la fel de complicat. Sunt cartiere întregi din care nu se mai iese, nene. Eu plec dimineața la ora 6, uneori 6 fără la muncă. Deci, credeți-mă, la 6 și un sfert sunt bulevarde pline în București, pline, nu exagerez. Nene, se întâmplă ceva în orașul ăsta, iar voi nu aveți răspunsuri, adică este un răspuns mic. Da, asta e tema lor favorită. Dom'le, să face ceva și voi criticați? De ce nu aplaudați că să face în sfârșit ceva? Uite, facem ceva! Ca o concluzie la treaba asta, băi, e prea puțin pentru finalul ăsta de mandat, adică nimeni n-a împiedicat-o pe doamna Firea să facă lucrurile astea în 3-4 ani de zile. Au înțeles și ei, în sfârșit, după modelul primului negoiță din sectorul 3, ca să poți să iei comisionul, să se scurgă, trebuie să faci, trebuie să ai din ce să furi. Altfel, ca idee, dacă am avea parcometre pe aici, pe toate străzile centrale din București, eu cred că viața noastră s-ar simplifica un pic. Pentru că nu mai vii tu aici și poți să lași mașina oriunde și atunci te gândești de vorbă, ce eu iau mașina la muncă azi. De-aia mă rog, mă rog și pupa asfaltul Teatrului Românesc să joc în piese mai scurte. Ca să nu mă coste prea mult parcare. Sincer, am întors-o pe toate părțile. M-am consultat cu niște organizatori de evenimente de la mine din listă. Dar nu, n-am cum să o spun mai simplu de atât. La festivalul toamnei de la Mizil, care a costat, din banii primăriei, 80.000 de lei. În prima zi a venit un spectator. Unul singur. E încă neclar dacă omul pierduse un pariu sau era cumnatul portarului care l-a lăsat să intre gratis. Nu, mă, spun eu că cred că a fost panică pe scenă. Cred că au cântat și după aia s-au întors cu spatele. Au zis, mă,
dacă stau noi greșit. S-au întors, urc, întoarce tot, tobe alea, nu știu, nu e nici în partea asta. O pe lateral, undeva unde să stea, mă. Erau la bar. Nu dai seama. Dincolo de provincialismul superb al situației, trebuie totuși sesizat caracterul extrem de exclusivist al acestui festival de la Mizil, ceea ce n-am văzut la Electric Castle, de exemplu, unde s-a mers pe ideea aia clasică, deci aparent deloc revoluționară, de trupe mărișoare pentru oameni mulți. Ăia bagă bani în joc pentru 10.000 de oameni. Nu, frate, șmecheria în ziua de azi să faci festival pentru un om. Păi ăștia nu știu în lume, mă, așa ceva. Ce-am inventat noi? Festival pentru un om, eu n-am mai auzit încă, nici pe la aia, bogați. Dacă ar fi vrut să aibă lume, pune bă, nene, Petrică Muțu Stoian, adu, bă, nene, ceva calitate. De-aia n-a venit nimeni, dar în prima zi, asta e știută, mă, nu vine nimeni. Și la voi la stand-up pe la fel? Da, în prima, noi avem pe 17-8 decembrie. Pe 7 decembrie, nimeni, sala goală. Și pe 8, toată lumea? Pe 8, facem 3 spectacole. De la 4, de la 5, de la 6, că se bulucește și ăia care au bilet vineri vin și domne, că noi am avut ieri, dar am putut să venim, că ploua, era trafică, nu știu ce. Așa se întâmplă de obicei. De asta festivalul ar trebui să înceapă miercurea. E adevărat, în următoarele zile ale festivalului toamnei de la Mizil au venit mai mulți spectatori. Dar cum se exprima un mizilean în social media? Acum e interpretabil, dar din păcate s-a reușit ca dintr-un festival ce aduna mii de oameni să se ajungă la câteva zeci de persoane, cel mult. Și să nu uităm de contraperformanțele ultimilor ani, când, așa ziși artiști, au fost umiliți cu mere aruncate asupra lor. Remarc așadar că a fost mai bine în prima zi, cu un singur spectator care câte mere putea să aibă la el. Maximum 2-3 kilograme. Cel mai scump festival din lume, 80.000 de lei pentru Costel. Eu m-aș fi simțit așa-l foarte cheamă, special. Așa-l cheamă, Costel. Ăla trecea prin Mizil. Mergea încolo, spre Ploiești. Că n-ai văzut că și poziția e... Aici e scena și el e întors, așa, nu e oprit cu fața la scenă. Cred că el trecea, a vrut să nici nu deranjeze. Și a zis, băi, să moară mama, nu cântați acum pentru mine. Și a rămas omul așa, a trebuit să-și aplaude, el era și pe grabă, era, bă, fraților, bă, trebuie să ajung acasă, mă. Și se mai face o melodie pentru omul, nu? Bă, dar n-am vrut. Și a ajuns târziu acasă, și nevastă, ce-ai făcut, mă, de a ajuns la Buzău, la două, nu? M-a prins festivalul, că de fapt asta e ideea. Te prinde festivalul de la Mizil. Nu-l prins tu pe el. Asta nu l-a crezut. Da, nu l-a crezut. Bă, cum dragul, tu e singurul om pe care l-a prins festivalul. Da, domnule, ca tornada, am fost la momentul ăla acolo. Exact când a trecut festivalul prin Mizil, ăla eram. Și a zis nevasta, ai fost la nenorocitul ăsta. Să moară mai culița mea, dacă vrei, uite, îți interpretez că mi-a băgat și bis. Îți dai seama, l-au profitat de el, l-au violat cu muzica aia folclorică. Stai aici, frate, a leșinat, i-a dat cuțuică pe față, ca la vas lui. Sar din publicitate direct în viață, cum se spune, pentru că se cuvine să-mi revizuiesc puțin atitudinea. Mi-a reproșat o vecină zilele trecute că îmi bag nasul în rețete mult prea complicate și că doar asistat de un bucătar cu experiență îți vine să te apuci și tu să încerci. Dacă asta e într-adevăr problema, ei bine, astăzi voi schimba complet abordarea cu ajutorul semnificativ al lui Radu Dumitrescu. Vom ilustra culinar una dintre frazele preferate ale lui Steve Jobs. Simplicity is the ultimate sophistication. Voila, voila ce surpriză astăzi să-l am chiar pe Radu alături de mine pentru următoarele 5-10 minute de distracție. Băi, e mare plăcere, îți mulțumesc din suflet mult că ai acceptat provocarea. Ajută. Eu să știi că nu încurc foarte mult în bucătărie și în general îmi folosesc puterea minții. Ai vreo idee, ai vreo propunere pentru astăzi? Ideea multe și rămân în continuare pe trendul pe care am plecat de ceva timp cu ingrediente locale, simple, pe care lumea le-a uitat, de care lumea fuge. Nu sunt pompoase, nu scrie mango cum intri pe stânga, da. Casa cu roșu în Australia și așa. Și atunci primul dish este, sau hai să nu vorbim, primul fel de mâncare este banalul porumb. Și o să facem cu păsat. Păsatul este o chestie de mult uitată care se folosea în foarte, foarte multe gospodării, în precădere în zonele în care se cultiva porumb. Porumb, de porumb spart. Da, dar nu spart la ciocan, pentru că vreau să rămână textura și amidonul în el. Aha. Sunt niște pietre speciale. E ca un fel de râșniță de cafea pămare. Exact, pămare. Deci, practic, ăsta este precursorul mălaiului. E proto-hipsterul de la mălai. Bunicile noastre, bunica mea, îl punea în sarmale, îl punea în toba de porc, îl punea în foarte multe preparate. Era, practic, orezul nostru de săraci.
Eu o să fac un fel de risotto din chestiunea asta. Este, dacă vrei, o versiune mai rafinată a mămăligii cu brânză sau unei tochituri fără carne, mămăligă cu brânză și cu smântână, pentru că efectiv asta vom folosi. Mămăligă, da, numai că are altă textură, păsatul pe care îl găsești în piața Obor, în piața Matache. E foarte sunt bine. Niște babe. Păsat pe care l-am înmuiat, se spală foarte bine până devine apa limpede. Vezi, este limpede. Da. Și stă la înmuiat. Avem unt, avem smântână fermentată, avem brânză de burduf simplă. Brânză de burduf. Nu ți ară brandul, că mi-aduce aminte de copilărie. Da. Și brânză de burduf rasă, în care am amestecat niște cozi de pătrunjel, să-i dăm o textură verde și este și fresh la final. Pătrunjel? Cimbru de grădină. Și Radu a zis să fie cimbru, că e parte din semnătura lui. Foarte bine, dacă cimbru își dorește, cimbru îi vom lua. Și supa. Când te-a pus să tai chestii prin bucătărie, să cureți, să dezosezi un pui, îți rămân tot felul de chestii. De ce să le aruncăm? Le punem la fiert, punem niște legume și avem o supă, da, care poate fi bază la viitoare mâncarea. Îi dăm și puțin cârnat de mangalița crud uscat afumat. Și un pic condimentat. Îmi permis să spun că mi-am și permis luxul să-l gust. Păi dacă aici mai stăteam aici la probe... Dispărea. Să le spunem oamenilor cât a fost la început, până când am apucat să punem camerele. Deci erau 4. Hai să vedem ce este, să-mi spui tu dacă o să-ți placă. Este foarte simplu și prețul, așa, dacă îl facem în mare, da, nu știu, ne ducem undeva la 6 lei o porție. Bun, deci hai să tăiem ceapa și nu o să folosim foarte multă ceapă din asta, pentru că nu vreau să duhnească ceapă. Tu taie bucăți așa, da? Că le-au pe ăsta mic, da? Da. A ta, șefă, nu tai eu cam câte? Păi nu știu, cât de foame ție. Așa, tai și puțină ceapă din asta, că am nevoie și de puțină iuțeală. Punem unt și mie nu-mi place să... Adică urăsc genul ăla de mâncare pe care o încep cu ulei uncin să sfârie ceapa. Aha. Eu vreau să put ceapă. Și atunci o încep încet. Aroma cepei se deschide foarte frumos în untul ăsta. Aha. Care o va încălzi, scoate uleiurile esențiale și tot așa. Dăm puțin cimbru, te rog. Punem suficient. Curățat? Da, gata, curățat. Un pic de piper. Un pic de sare. O mână de sare. Nu miroase a ceapă prăjită. Uite, vezi, dacă o luăm ușor și avem răbdare cu ea. Așa e. Nu miroase și acum deschidem un pic porumbul. Da? Ups. N-are nimic. Îi dai deja drumul? Da, îi dau deja drumul. Da, și îl lăsăm să schimbe un pic culoarea și o să vezi cum începe să se strângă, pentru că porumbul are amidon. Cred că și voi la televiziune știți că amidonul la o anumită temperatură începe să se strângă. E adevărat. Da. Uite, vezi, a început să schimbe culoarea și să se lege. Iar eu acum am nevoie să-l fierb și atunci vin cu supa asta. Altfel cine n-are supă ar fi adăugat apă. Ar fi adăugat e ok apă, și așa, dar nu mai atât de gustos. E ok, dar ar fi păcat. Da? Pune cârnatul. L-am pus. N-am nevoie să-l prăjesc, el este afumat, este crud uscat. Cam cât? Pune, uite, atât. Și le arunc așa? Da, aruncă-l așa, mai pune. Și lăsăm să-și lase aroma aici în timp ce ăsta fierbe. Ia uite, mă, băiat, cum se face. Cât de simplu. A început să ia fumătura cu care ai făcut cârnatul ăsta. Și o să-i temperăm tot ceea ce dezvoltă el acum cu puțină brânză de burduf, care îl face cremos. Aha, și dă spice-ul ăla de care are nevoie, știi? Dar vezi, noi la bucătăria de băieți facem și așa. Bine, mă, dar voi vă și permiteți, scuză-mă. Da. Păi da, pentru că avem mușchii lucrați, nu ca tine, tu n-ai fost la sală. N-am fost azi. Ah, scuz. Da, mai punem un pic de... Până tata, un pic de zeamă. A, păi dacă nu încep și eu acum să fac supe de-astea să le am acasă tot timpul, indiferent ce gătesc. Și chiar dacă nu gătești. O să încerc să pun și la cappuccino să vedem ce iese. Absolut, dar e bine să le ai, că nu poți să știi cine bate la ușă. Dacă punem acum și o linguriță de smântână din chiar acolo. Am vrut să propun, că mă gândeam așa la smântână. E aproape gata. Asta? Da. Și acum îl lăsăm să facă crusta asta pe margine. A, lași un pic să... Un pic. Ca la omletă puțin. Exact. El se strânge oricum. Vezi cât de bine s-a strâns? Zici că e un risotto. Ăsta ar merge și de dimineață, mă. Să mai spargi două ouă în el? Fai de capul. Da, trebuie să bei ceva după, că altfel îți rupe ficatul. Și tot timpul am preferat să am ficatul cu dureri de la băutură decât de la vreo mâncare grasă. Bă, în simplitatea ei ce frumoasă e mâncarea unor. Și uite cât de mișto miroase. Și nu e că ai făcut-o tu, adică... Păi nu, că asta chiar n-am făcut eu, că ai făcut-o tu. Ce să te complimentez. Uite cât de frumos miroase. Cum o luați? Pierdut la spate sau... Sovaj, un pic sovaj. Da. Ai creat așa ca un fel de zidul lui Trump. Și pune un pic de ulei. Și asta este pasat. Ia uite-l, mă, băieți. Uite-l, cât de frumos e. Și ne-a luat cât? 12 minute? 13? Asta mă îngrijorează, că s-a făcut și repede. Lumea o să crede că e fast food, dar nu e. Eu vă spun sincer ce cred, dar asta nu o să mai schimbe acum nimic.
Unii chiar se străduiesc să fie actuali, să înțeleagă mai bine slăbiciunile oamenilor de azi, provocările pe care urmează să le întâmpine. Și nota bene, asta doar în încercarea de a ne apăra, de a ne proteja pe noi, pe noi toți. Pentru că veți descoperi imediat, e vorba de niște elevi ai școlii de poliție din Câmpina. Mă rog, mai exact, foști elevi, după ce i-au prins cu obiectul de studiu asupra lor. Obiectul de studiu al lui Snoop Dogg, dacă înțelegeți ce vreau să spun. O întâmplare mică, dar vioaie, vine să ne vorbească despre pericolele care îi pândesc la tot pasul pe tinerii pe care să devină polițiști români. Doi elevi ai școlii de poliție Vasile Lascăr din Câmpina au fost nevoiți să abandoneze studiile pentru că au fost prinși cu droguri. Mai exact, cu droguri în mașini și în camerele lor de cămin. Simt că nu e chiar momentul să intru în amănunte, dar ce vreau să subliniez e că nu e ușor să reziști anumitor tentații. Gândiți-vă la asta data viitoare când aveți ceva de reproșat organelor abilitate. Ei erau în devenire. Că mai aveau o lună până la absolvire. Nu contează, lasă, nu mai fi ca un bătrân de la urât. Mai aveau o lună până la absolvire. Nu erau încă polițiști. Nu erau. Păi, școala te învață niște lucruri și poate că este bine că, uite, i-a prins școală pentru că e garantat. Dacă ar fi fost legitimați în slujba statului și al cetățeanului și ar fi devenit copoi, atunci cred că n-ar mai fi consumat. Dar acum, fiind studenți, se permite. Până la urmă, eu așa am învățat. Toate că-s generație de sacrificiu și cola a venit după ce am văzut o revoluția, să știi că am prins și o perioadă asta în care toamna se mânca zacuscă și se fuma marihuana. Asta era. Eu cred că ei făcuseră o captură și erau pe drum să se ducă să o ducă la camera capturilor. Ei fiind studenți, așa, ei n-au știut că știi toți pașii pe care trebuie să-i faci. Adică ei au, pur și simplu, au văzut drogații, le-au luat drogurile, au confiscat și se duceau. Între timp s-a făcut noapte și ei nu merg noaptea pe stradă, că încă n-au pistol și astea, și s-au dus acasă, că urmau să ducă a doua zi dimineață, știi, când circula din nou troleul astea. Și ăștia, alții de la poliție răi, i-au prins în timp ce ei se duceau spre casă cu astea, știi? Un lucru e cert. Cel mai important aspect al muncii cu drogurile confiscate de la infractori e să nu te apuci cumva, Doamne ferește, să le comercializezi. Nu de alta, dar s-au mai văzut cazuri, nu doar în thrillerele americane. S-au văzut la Iași, de pildă, la începutul anului. Noroc că mai avem și polițiști, care stau la rândule, la pândă, pentru că le-a plăcut mult, de Dragoș Bucur, în polițist adjectiv. Dacă le mai și dai și ai luat și bani pe ele, ești încadrat într-o zonă în care nu mai scapi. Nu mai consumi, e trafic. E trafic și nu mai contează că e student și unde e student. Dar să nu mă te, deci clar au belit-o. Pe cuvânt, alea, ai văzut containerele alea care s-au spart în mare și s-a întrerupt și camera chiar atunci când stă... Adică eu dacă eram pe plajă, atunci ce făceam? Păi luam ăla și până munceam la poliție, până mai treceam pe acasă, că mă udase, mă murdărisem de nisip, de nu știu ce, cu pachetele alea. Dacă mă prindea chiar când eram cu ele acasă, mă împiedicase, se spărsese rar pe jos, le puneam pungi mai mici, că, știi? Adică se pot întâmpla chestii de-astea pe care nici nu poți să le explici așa, dar oamenii până la urmă se duc și le duc undeva la poliție, știi? Așa și ăștia mici. Da, corect. În loc să le dai o șansă, tu le dai în cap. Dar acum tu te referi și la latura etică a problemei, nu? Bă, totuși ăștia erau, mai aveau o lună și deveneau polițiști. Bă, eu zic că la circulație, eu le-aș pune lângă fluier. Am văzut polițiștii, bă, să fluieri, sunt foarte agitați, dau din mâini. Da, bă, și pune-te în locul la minus 30 de grade, stau ei acolo în rondul ăla, la Arcul de Triumf, să-mi arate lui ăla să stea, ăla să meargă, la te mai încurci, dracu, ai văzut că nu mai știi care fluieră, că câteodată ai văzut că sunt câte patru și niciodată n-am înțeles. Cum să înțeleg ei? Oprește tu fluieră ăla, dă-le drumul. Nu, ce-i mai relaxat. Vine să fluiere, să fac... Vreau să mă pula să treacă, mă numesc că se grăbește copii în mașină. Da, da, eu stau de trei ore. Bă, și... E, cum, unde ne grăbim toți, mă? Nu tot aici, tot București, aici rămâne. Păi, domne, că eu de trei ore stau la... Lasă-l, mă, să treacă, bă, mai mâncat. Bă, Liviu, le-a vine cu Liviu mort în partea aia. Da, bă, ce să-i fac? Da, ce să-i fac, bă, i-am zis. Nu mă scoate din clasoare, nu poate să treacă.
Știi, și după aia se urce pe motocicletă să plece așa cu 5 la oră, ca în Academia de Poliție. Să vezi, unde vă ucezi, mă? Plecăm înapoi la Academie, la noi. Păi și de ce mergeți așa încet? Unde să mergi repede? Păi tu n-ai văzut Training Day? Îți dă ăla, zahăr, pudră, zici că e cocaină. Îl arestezi dracu pe ăla și ăla e... face prăjituri. Trebuie să știi. Un vlogger culinar. Exact, da, și el... Așa, pă... Astăzi o să gătim? Știi? Nu, trebuie să știi ce ți se întâmplă. Vești bune din showbiz. Incursiunea noastră în tenebrele folclorului nou românesc continuă cu mult curaj. Azi ne ocupăm de o piesă de drum lung, sugestiv intitulată Șoferița. Deși, mă rog, unii exegeți zic că i s-ar fi potrivit la fel de bine Habarnița. Este de departe singura melodie populară în care interpreta nu are pic, dar pic de ie de ținută populară pe ea. Păi este black tie-ul ăla de la șofer. Adică nu te îmbraci așa cătărlanul cum ai eu, cu scobitoare, cu bască, cu, știi, cultura. Nu? Că vezi, doamne, șoferii profesioniști sunt... Nu, că ea ne spune că e profesionist, adică nu există, face totul. De ce spun bărbații oare despre noi femeile? Cum că nu suntem în stare de condus mașinile? Eu le spun verde în față că nu e așa de... Cerc vicios aici, pentru că șoferii cumva sunt masculi în cazul ăsta, este pentru că e de clasă la șoferi, nu la șoferițe, respectiv șoferii sunt neapărat masculini. Pe de altă parte, cine decât dacă nu șoferii, eu spus că șofatul nu este o activitate de muieri. Aici trebuie de oprit și de făcut niște notițe, un pic. Măi, hai că n-a bătut prea tare spre feminism. Nu s-a aruncat prea tare. Doar așa că unii au zis că noi femeile, dar nu e adevărat. Femeile conduc mai prost decât bărbații. Este oare sau nu este adevărat? Lasă un comentariu. Nu, eu uite de pe stradă, sunt multe femei la volan. Ce fac cu el? Asta e altă discuție. Dar sunt, nu e o temă nouă. Și nici nu-i prea feministă, că dacă era feministă, în locul ei punea o cântăreață de aia bărbat, înțelegi, într-o salopetă, într-o treabă și cu o cheie în mână. Și atunci chiar era egalitate între sexe, știi? Motostivuitor pe gen. Ceva, da, autostivuitorul. De aici n-a nici regizorul, n-a prea. Ținând cont ce mașină are, eu cred că poate, probabil că nu-i prima. Și acum, ca să fiu sigur că îmi iau bătaie, nu știu de ce bărbatul i-a cumpărat mașina asta. Uite cum face. Ai văzut cum face așa? E ca volanul. Da. Pe alta stânga. De fapt, da. E un fel de Snoop Dogg în ea. Da, acum dacă e să judecăm simptomatologii, cum făcea cu mânuțele așa, eu nu cred că are nici carnet. Nu prea face așa pe volan. Că n-ai cum. Deci trebuie totuși să înțelegem că e decât un mesaj și că ea e decât o cântăreață și nu e de adevărat elea șoferița care e, adică totuși e ca o actriță, știi, ea joacă rolul de șoferiță, dar nu-l joacă prea bine. Deci pe partea actoricească zici că nu? Pe partea actoricească nu, cu cântatul să se bage alții. Am înțeles. Eu s-o știut că la voi aici așa discotecă, eu data viitoare, dacă o fi cazul, eu o să vă aduc și eu niște opere de artă faine pe care să discutăm. Că mie, în general, atitudinea asta de parchet, vii și stai și răspunzi la întrebări. Hai să dialogăm, mai bine. Una peste alta, observ o dată în plus că folclorul românesc evoluează. Și într-un fel, e bine, căci dacă se gătea frumos, stătea pe loc și se făcea că muncește, îl puteam confunda cu economia. Măi, am mai văzut ciobani cu telefon mobil și așa mai departe în neofolclorul ăsta românesc. Eu nu știu de ce te lești tu, pentru că iată, e reîntoarcerea la tradiții. Black Cab-ul pe vechi. Black Cab-ul pe vechi, zi mersi că n-aveam volan pe dreapta. Că m-am uitat la chestia asta, foarte atent. Eu cred că dacă m-aș duce cu fata asta undeva, nevastă mea ar intra cu 3 furgonete în mașină, dar nu aș merge nicăieri cu fata asta. Bine, nici n-are ambitus, adică n-ai de ce. Codruța, dă-mi și mie puțin telefonul. Dă-mi și mie puțin telefonul, Codruța Stroie. Vrei să o cauți? Da, vreau să o caut, să văd dacă există Codruța Stroie. Există, mă? Codruța Stroie. Mă, tu ai acolo și vrei să suni. Vrei să ne faci o surpriză, o altă surpriză. Codruța, bine ai venit! Îți chem un taxi? Dacă poate să vină...
ia ca mașina cu care este stimată domniță sau doamnă. Că ai văzut numărul? Da. VIP de Argeș. Stilul de condus este lejer, nu sunt atât de ambuteașă, nu sunt atât să nervi. S-o văd eu pe doamna asta în București. Asta zic. Și cu fereastra dată jos și cu muzică. Pe urmă, mașina, norme de poluare. Stai un pic, n-are euro de niciun fel. Se vede pe ea, n-ai. Bun. Și atunci despre ce VIP vorbim? Și dacă e și cutie manuală. Dar de altfel, ca și accidente grave, femeile de fapt mai rar decât... Nu, sunt statistici în sensul ăsta. Dar accidente minore mai multe. Nu, am de rit, așa, cu zbiuturul, parcagio. Sau cum se numește la voi la România? Parcagio. Poate e un pic cam de vreme să vorbim de Revelion, deși cel mai probabil ați observat, deja au apărut primele oferte în acest sens. În cazul meu, totul a plecat de la niște reclame. Adică, privindu-le, înțelegător și sincer deopotrivă, am avut brusc sentimentul că revăd cumva scenetele frumoase de altă dată. Mi s-a făcut imediat dor de salata de băuf, de piftie, de cornulețele umplute cu cremă și mai ales de poantele alea bune pe care numai de Revelion le auzeam și le trăiam din plin. Ca în reclamele de azi. Ia ziarul! Ediție specială! La Farmacia Inimii găsiți leacuri pentru sănătate și singurătate! Ăsta e puștiurică, ăsta de-a fost la noi la România au talent, mă. Dar e și pe locul 2, dansatorul, mă, Aris. La Farmacia Inimii găsiți leacuri pentru sănătate și singurătate. Ia dacă îți iar un cap. Lasă-mă, că tu și tu te uiți la detaliile astea. Mă uit la lucrurile care cu adevărat impun respect și eu... Foarte. Uite-te la lucrurile astea. Fac o dungă subțire aici. Se asortează cu peciunul subțire de aici. Ia ziarul, ediție specială. La Farmacia Inimii găsiți leacuri pentru sănătate și singurătate! Yes! Iar domnul? Adrian Enache. Bine, ia uite-mă. Am crezut că nu știi că e Adrian Enache. Am crezut că te-a păcălit. Vorbim de personalități aici, de niște repere în industria de comunicare, scuză-mă. Respectele mele distinse, doamnă. Stai. Ambasadorii cauzei. Imagini filmate în Muzeul Catena? Există Muzeul Catena? Te-ar mira? Există muzeu catenaj în care vezi ce? Eu cred că în curând o să facă și supermarketuri, dacă mă întreb pe mine. Dacă nu, deja există. Capitan Enache! Încântată! Ce s-a întâmplat, frate? I-au căzut ochelarii de pe lui domnul Arșinel. Bă, dar ce ochelari au dat să auzi? Sânge, ciopuri peste tot. Mamă, dar le-a spart în mâini, la cum a făcut, la cât zgon. Ea avea o eprobetă în mână și s-a auzit și că a spart un borcan de la de murături. Încântată! Și eu și mai și, ați venit pentru leacuri sau pentru unire? Ați venit pentru leacuri sau pentru unire? Unirea cui? Ăsta e un apropo destul de evident, dacă exact. Vă spun așa. Ați venit pentru leacuri sau pentru unire? Și, și! Cred că e spot de ăsta 16 plus, cred eu. La modul, vă fac loc pe birou? Bă, să știi că asta ar putea fi introdusă la școală, mă. Da. Ai lecții de anatomie, trebuie să le predai copiilor. Vine, vine. Vine momentul acestei ore. Vă știm foarte bine. Cum explici? Păi e un moment în care te simți puțin jen. Copii, și acum o să vorbim despre... A, gata, mi-am adus aminte. Play. Bam, și ai băgat sketch-ul ăsta frumos. Ați venit pentru leacul sau pentru unire? Și, și. Înveți și la istorie. Exact. Și atunci vine profesorul și zice, deci unirea, dragii mei, a fost marea unire așa, dar mai există și alte tipuri de unire. Mai mici, dar la fel de frumoase. La fel de frumoase. Și copii, să știți, noi n-am fi ajuns poporul de astăzi dacă nu erau unirile astea mai mici, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Iar, mă, altă pereche. O a doua pereche. Că vine aia din spate acum. Pentru suferința trupului. Că domnul Arșinel era bogat și povenit. Corect. Adevărul că ține a fost harnic și a muncit încă după vremea lui Neanicu câte 2-3 show-uri pe seară aici, să știi că... Vezi? Nu știu câte stand-up-uri duci tu într-o seară. Bă, maxim am dus 6, cred. Da? Da. La ei asta era regulă pe vremuri. Pentru iubit, sigur, se vor inventa peste 100 de ani. Leacuri pentru iubit, sigur, se vor inventa peste 100 de ani. Ce-o fi vrut să zic autorul aici?
sex shop-urile. Mamă, cum ar fi, mă? Să intre Catena pe sex shop-uri, frate. Sau să sară din asta cu 100 de ani peste 100 de ani. Sare, dacă asta e farmacia inimii, pe partea alta cum ar zice? Ho! Oh. Oh. Ho! Farmacia inimii Catena. Dă-i puțin înapoi, că nu știu dacă l-ai perciun sau barbă. Unde, mă? Aici. Dacă eu spun, mă, că e design, mă, bă. Așa, dar aici să spleți. Așa se asortează. Aoleo, ce să mă fac eu cu tine? Iată am venit, prieteni, să petrec cu voi. Lângă lăutar vestiți și cum vin de soi. Ce asta? Băi, revelionul continuă, eu asta pot să spun. Continuă, frate. Dar asta e mai pe după 12 noapte, așa puțin, știi? Că până la 12 toată lumea mergea așa, era o doză de seriozitate la masă. Da. Mică notă, dacă ți-aduceam. După aia luai 2-3 sketch-uri din astea frumoase. Da. Ați venit pentru leacul sau pentru unire? După 12 noapte... Îți pleca mâna spre pahar, așa, ia! Desfăceai cam așa 2-3 nasturi? Ieșea ca nișu. Uf! Veselia noastră e mare ca și inima, care în piept ne bate tare și nespus ar vrea. Iartă-mă, le-a luat fața. Gata, s-a terminat șmecheria. Zici? Păi? Când ai băgat muzică s-a dus, comedie, tot. Păi nu mai. Și, deci dânsa e Maria Dragomiroiu. Da. Și asta e prima reclamă cu dânsa, sau? Nu știu dacă e prima, dar e clar. Că ar fi fost bună, știi, de... Am venit eu. Nici să nu simțim că îmbătrânim, 100 de ani fericit să fim. Întotdeauna mie mi-a plăcut în muzica populară că apar niște iuri în plus. Că nu se zice 100 de ani, se zice 100 de ani. 100 de ani fericit să fim. Pun pariu pe ce vrei tu și vorbesc serios, că reclama asta a fost cea mai scumpă reclamă ever făcută de Catena. Probabil. Și știi de ce e atât de scumpă? De la lăutari? Nu. Pentru că n-au fost nevoiți să-i mai plătească parșinele, nache și pânic. Farmacia inimii Catena. Da, tu îți dai seama ce a fost. Că Adrian Enache, el a așteptat telefonul. A așteptat și deci nu cred că pe asta n-am prins. Că el nu e. Mă, că nu e așa, e mai dreptat. Nu e castul din cealaltă reclamă, nu e același. Opa! Stai seama ce a fost. Gata, m-au dat afară. Ia uite cine, ai văzut că și-a revenit? S-a intrat generația de aur din nou în joc. Și-a revenit Gagiu. Păi ia uite-l. Cum zic țiganii la Hristos a înviat. Așa zic, și-a revenit Gagiu. Sanie cu zurgălei, frumosul căluții tăi. Putere! Oh! Wow, ce bine a intrat asta! Putere! Bă. Frumosul căluții tăi. Putere! Nu, și o glumă frumoasă asta, chiar e mișto. Foarte mișto. Fii sincer. Putere, da, da. Dacă o bași pe asta de Revelion la momentul potrivit... Rupi. Rupi cu ea. Care zboară pe șosea, către cine va câștiga, la caneta Dacia. Bă, dar tu vezi că au filmat vara? Toamnă, septembrie, ceva de genul ăsta. Eficiență. Eficiență. Alege o zi frumoasă de filmare și tragi tot. Paște, Crăciun, Anul Nou, Sfântul Ion, Bobotează, Sfântă Mărie Mare. Tot, mă. Tragi odată, tot, tată, și știi, nu te doare capul. Adică vreți să mă lăsați fără ren? Da, moșule, pentru că îi faci cadou. Băi, fii atent, poate sunt eu nebun. Mă, nu ți se pare că seamănă puțin cu Adrian Năstase în cadrul ăsta? Mamă, da, leit. Da, moșule, pentru că îi faci cadou. Dar ce s-a întâmplat cu mustăcioara aia nației la domnul Adrian Enachiu? Asta, asta vreau să întreb. Tu nu vezi acum pentru că el are peruca asta cu părul alb și nu vezi, dar ea se asortează cu perciunul, pentru că și perciunul trebuie să fie tot subțire. Da, moșule, pentru că îi faci cadou. Și anul acesta, la Caneta, poți câștiga de Crăciun unul dintre cele 10 autoturisme oferite în cadrul campaniei Moș Crăciun îți poate da o Dacia pentru inima ta. Cine scrie, mă? Cine scrie scenariul ăsta? Clientul. Zici? Nu știu dacă clientul, dar eu cred că ei. E potențial. Eu așa cred. Pentru că prea li se potrivesc asta. Ați venit pentru leacul sau pentru unire? Și, și. Frumosul căluții tăi. Putere! Nu te simți ca și când ar fi Revelionul? Ba da. Nu te uiți după salata aia de băf? Că poate o scot eu de undeva să o pun pe masă acum. Când mă uit la asta, chiar îmi vine să sunt așa. Ia, hai că a început, băi! Hai bă, că a început programul. Mămică! Da, mămică! Lasă cornulețele alea și vină cu... Ce vreau să precizez?
Tocmai ați urmărit o variantă prescurtată. Dacă doriți să revedeți selecțiuni din programul de Revelion 1982. Pentru meniul complet îmi pare rău că vă dau bătăi de cap, dar va trebui să accesați canalul de YouTube care îmi poartă numele. În altă ordine de idei, dar nu mult diferită. La adresele afișate discret mai jos, o să găsiți și emisiunea de azi, în cazul puțin probabil în care ați mai ratat câte ceva. Pentru o nouă întâlnire, mi-ar face mare plăcere să vă reîntâlnesc neapărat duminica viitoare, de la ora 13, sau în reluare pentru cunoscători, tot aici, după miezul nopții. Sunt Andy Moisescu. Mă înclin. Voie bună!